oamenii pot afla de la noi că se poate. Acum 20 de ani, când am început activitatea cu Fundația Mihai Eminescu Trust, toată lumea considera că sunt un pic nebună, că nu se poate. Nu se poate. Cum să faci tu lucrurile astea? De exemplu, acum 20 de ani am început să strângem gunoiul în satul meu natal Miscri cu căruța, fiecare sâmbătă. Spuneau cei de la primărie, ești nebună, pentru ce faci asta? Spus, asta e cartea noastră de vizită. Spun toate acestea fiindcă la Viscri a început activitatea noastră, a fundației, am reușit să motivez pe doamna Jessica Daglisium din Londra să deschidem o fundație aici în România și datorită faptului că comunitatea din care fac parte la Viscri a răspuns foarte bine acestor principii ale fundației de a pune în valoare patrimoniul existent într-un mod sustenabil, cu bun simț, am avut curajul să extindem acest concept pe care noi îl numim satul de sine stătător și în alte sate. Acum, Fundația Mihai Eminescu Trust, după 20 de ani de activitate, a lucrat în peste 115 localități. Incredibil! Niciodată nu am putut visa că activitatea noastră se poate extinde atât de mult și să găsesc oameni în echipa Fundației Mihai Eminescu Trust care să fie cumva la fel de nebun ca mine. Dar cel mai important lucru este că aceste proiecte au contribuit la dezvoltarea comunităților locale, la formarea de lideri locali, la înțelegerea binelui comun. Dacă ajunge un leu în comunitate, dacă faci ca acel leu să circule în comunitate, cumperi laptele, cumperi smântâna, cumperi mielul, cumperi vițelul, cumperi roșiile de la vecinul tău, atunci tu contribui la bunăstarea comunității și tu poți face acest lucru. Acesta este o foarte simplă definiție a binelui comun. Sunt foarte norocoasă și fericită în această zi, fiindcă acei mentori pe care i-am avut în decursul ultimilor 30 de ani m-au ajutat să văd frumusețile și binele în oameni și să cred în ele. Și cred că datorită acestui lucru și partenerilor noștri și echipei și comunităților locale am reușit să facem atâtea lucruri minunate pe care îmi doresc foarte mult să fie multiplicate și în alte comunități din această țară.